Bine v-am găsit la un nou video. Și am să așa că până o să intre vlogurile din Istanbul, că am ceva de lucrat la ele acolo foarte bine și să văd cum le împart, am zis că să vin cu haul-ul de acolo. Și vă anunț încă de la început că să vă luați o cafeluță, un snack, ceva, pentru că va fi un clip lung. Am făcut ceva cumpărături și mă uit așa în spate pentru că le am aici lângă mine. O să văd eu cum reușesc să ajung pe la toate. Și am pe agenda aici scrise și prețurile, desigur când le cumpăram, le scriam frumos acolo notes în moneda lor, în lira turcească, și apoi mi le-am trecut pe agenda și le-am convertit și în lei ca să fie treaba mai ok, mai pe banii noștri. Deci nu cred că o să zic într-una lira turcească, lira turcească, lira turcească, dar o să mergem simplu pe lira, dar ne referim la cea turcească. Și hai să încep cu tot ce am cumpărat, că am o grază, am și haine, am și produse cosmetice, am și make-up, am și, ce mai am pe aici, am și accesorii și un fel de gentuțe, de toate, de toate. Dacă ați fost în Istanbul, știți cum e acolo, găsiți tot ce vreți și ce nu vreți, prețurile în momentul de față sunt, nu pot să zic că mici, extrem de mici, chiar am făcut calculul și o să vă zic la final cam cât am dat pe toate, dar hai să intrăm noi în ce am luat. Și o să încep întâi. Încerc eu cu partea de haine și o să le iau așa random de aici din spate. Oricum la haine o să le probez și eu și o să vă fac poze să vă las să le vedeți mai bine. Și am întâi de toate aici lângă mine un set. Un set care mi-a plăcut super mult și chiar m-a uimit foarte tare prețul lui. Este un set așa cu fustiță și cu bluziță din aceasta. Fustița este așa una lungă și roz. Super drăguță și mi-a plăcut super mult. Iar bluza se completează cumva cu fustița și doar că este albă, cu mânecă așa 3 sferturi. Este mai de toamnă. Ca preț a fost 150 de lire turcești, ceea ce înseamnă undeva la 40 de lei. O să mă tot uit așa că am agenda aici lângă mine. Deci super ieftin. Apoi, ia să văd ce mai am aici, că am de toate. Hai să lăsăm pasta mai după aia. Am luat-o și din bazar, dar și de pe la alte magazine prin zona pe unde noi am stat, unde aveau chestii super, super faine. Apoi, am așa o fustă neagră, foarte faină, la fel și materialul. Este lungă până în pământ. Ea a fost 100 de lire, adică undeva la 26 de lei, iar ca material chiar este foarte faină. Ce e de ținut minte sau denotat la hainele cumva pe care le luați de pe acolo este să verificați foarte bine materialul, calitatea cusăturilor și tot, pentru că sunt de toate chestiile amestecate și chestii mai prost calitative, să spun așa, dar și chestii foarte, foarte faine. Apoi, aici, ia să vedem ce am aici. Aici am niște chestii luate din bazar, dar tot hăinuțe și desigur, iarăși am, am o pereche de pantaloni din aceea mai șalvare așa, lărgus de vară, mi-au plăcut super mult. Ce o să vă arăt acum partea de fuste și pantaloni, erau pe lista mea de cumpărat în momentul în care am plecat acolo, așa că pe anumite chestii le aveam așa cumva țintite și erau pe shopping list. Pantalonașii aceștia au fost 65 de lire, adică 17 lei, și sunt genul de pantalonaș pe care eu îi ador vara, iar la noi, sincer să fiu, cam greu ți-i găsesc, la ei eram sigură că o să-l găsesc și de asta mi-am făcut cumva o listă așa de cumpărături cu pantalonași cu fuste lungi, pentru că eram sigură, sigură că acolo voi găsi. Apoi, ce mai am aici? Mai am două fuste, astea sunt mai subțiri așa de vară. Singura chestie care nu-mi place la ele este că au jupă din aceasta lungă până jos. O să văd eu cum o scurtez sau dacă o scurtez, pentru că am purtat-o, de exemplu, pe aceasta neagră. Chiar cred că o să vă las direct poza cu ea. Și e puțin enervant așa la picioare, cel puțin pentru mine, jupa aceasta, dar pot să o scurtez. Asta e neagră simplă, iar cealaltă este cu ceva model alb și mov. Inițial doar pe ea, pe aceasta am văzut-o, o aveau cumva pe manechin, sunt foarte legere de vară, foarte faine, iar ele erau inițial 100 de lire bucata, adică undeva la 26 de lei, iar momentul când m-am dus și am spus domnului de acolo că vreau să iau două,
ar fi venit 200 de lire, două bucăți. I-am zis că dacă vreau 180 de lire pe două bucăți. Și a fost de acord, adică am dat 24 de lei până la urmă pe fustă. Nu e diferență foarte mare, dar dacă știți ce ați fost în Istanbul, știți că merge chestia aceasta cu târguitul, iar lor le place super mult. Dar și aici mare atenție, pentru că unii au prețul deja afișat și este cumva preț fix și nu prea se târguiesc. Puțini am găsit din cei care aveau prețul afișat să se târguiască, dar cei care nu au prețul afișat, acolo încercați partea de târguire, pentru că merge cu siguranță. Și am și eu unele chestii târguite, unele nu. Dar oricum, diferențele, dacă stai să te gândești, oricum sunt micuțe, dar nu știu, e așa farmecolare. Ești acolo și te târguiești cu ei, este o chestie pe care, na, ei o fac și o au. Apoi, stați așa că mai am încă la capitolul haine. Am spus că am aici o tonă de chestii pe lângă mine și le-am lăsat eu așa de protecție prin punguțe. O să vin să le separ. Mai am iarăși o fustă care este dintr-un material super, chiar m-am mirat, sinceră să fiu. Este așa albastră cu năsturei. Apropo de mărimi, unele au mai multe mărimi, altele au mărimi uni. Acum, na, în momentul în care le cumpăr, m-am uitat așa să îmi vină. Unele le-am putut să le și probez, altele mi-am dat seama din start că sunt ok. Dar fusta aceasta, sincer să fiu, are un material super fain, este perfectă de toamnă și la fel, a fost și ea doar 100 de lire, adică 26 de lei, ceea ce se merită garantat. Și tot de acolo, fusta albastră, am luat-o de unde am luat-o și pe cea neagră mai dinainte, iar acolo la acel magazin chiar aveau lucruri super faine și calitative ca material și tot de acolo mi-am luat și o bluziță, except așa cu mânecă cumva 3 sferturi, un roze așa cumva mai tomnatic pudrat, ea a fost 50 de lire, dar foarte fain și foarte moale materialul la atingerea și vrut eu să mai iau încă una sau două pe alte culori, dar pe toate le avea cu același mesaj și am zis că nu prea îmi doresc lucrul acesta. 50 de lire, adică 13 lei. 13 lei, super fain. Bun, și mai am, stați așa, că mai am la capitolul ăsta de haine, șosețele. Pentru că, da, aparent am o pasiune când mă duc în Turcia să-mi iau șosețele. Și mi-am luat și pentru mine, i-am luat și iubitului meu și data trecută când am mai fost în Istanbul, am luat șosete, vreau să spun că el le-a deschis deja, eu încă le-am ambalate pe acelea, mi-am adus aminte de ele de curând. Dar în fine, și am luat lui un set așa cu 12 bucăți. Dacă știți, iau foarte mult în bazar chestii din astea fake-uite. Deci la capitolul șosete, doar așa cu ceva brand-uri pe ele am găsit, dar nu mă stresează și nu-mi bat capul, că oricum sunt în încălțăminte, doar nu stau cu ele la vedere. Iar setul acesta de 12 perechi de șosete a fost 80 de lire, ceea ce înseamnă 21 de lei. Ca materiale sunt ok, sunt faine, clasice, cum găsim și la noi. Iar pentru mine mi-am luat 3 seturi așa, v-am spus. Au pasiunea asta de rebranduire și fake-uire. Sunt câte 3 în set și am încercat să-mi le iau așa și gri și albe și colorate, iar în asemenea set a fost 20 de lire, adică 5 lei, da, undeva la 5 lei setul, ceea ce mi s-a părut iarăși foarte, foarte ok. Sunt niște șosete până la urmă. Bun, hai să trecem la partea cu ceva gentuțe. Nu vă aștepta să am gentuțe din acelea de brand fake-uite, pentru că nu prea sunt fana. Aveau cei drept, unele chiar foarte bine imitații și materiale foarte ok, altele mai de proastă calitate, dar nu așa ceva mi-am luat. În schimb, mi-am luat o gentuță pentru laptop, care este super faină ca material, are foarte multe buzunare, are unul aici în spate, mai are unul aici în față, iar aici e foarte încăpătoare, intră laptopul meu perfect în ea, mi încape și încărcătorul și un mouse, pot să bag și o agendă, super fain. Ea era undeva la 100 și ceva de lire, cred, undeva cred că la 150 era inițial, doamna îmi spusese că mi-o dă cu 120 de lire. Dar ea era ultima pe care o aveam și era agățată undeva pe ușă, iar aici sus avea, dacă a stat pe ușă afară, avea puțin praf.
Iar eu i-am spus doamnei că îi dau 100 de lire pe ea și mi-o curăț eu singură cu un șervețel umed. Asta am și făcut când am ajuns la hotel și am dat în final 100 de lire pe ea, adică 26 de lei. Și iar calitatea ei chiar e super faină. Are și o cordeluță din aceasta, nu știu dacă o să folosesc chiar pasta la ea sau o să-i pun alta, mai vedem. Dar chiar mi-a plăcut super mult și sunt foarte încântată de ea, mai ales că am spus, chiar este foarte calitativă. Bun, și am zis capitolul genți. Am zis capitolul genți de ce? Pentru că nu am genți din acelea, v-am spus, branduite, dar în schimb mi-am luat diverse sacoșele tip gentuțe și anume chestii de genul acesta. Deci, v-am spus că eu am o pasiune cu gențile acestea, sacoșele din material. Astea sunt făcute în ideea de genți și desigur asta cu pisică neagră mi-a plăcut super mult. Asta are și un magnet aici sus, iar înăuntru e foarte faină, materialul iarăși este super calitativ. Iar ea cred că a fost cea mai scumpă chestie pe care am cumpărat-o, adică 220 de lire, 58 de lei, dar am zis că merită pentru că este foarte drăguță și foarte rezistentă. Și asta mi-a plăcut la ea, era de la un magazin, na, unde nu se târguiau. Apoi mi-am mai luat tot așa o sacoșică de genul acesta și anume una cu Istanbul de data aceasta, cu imagine aici pe față, dar și aici este un textil foarte fain pe pictura asta, designul ăsta ce-o fi. A fost 40 de lire, adică 11 lei și mi-a plăcut super mult că are și fermoar, iar ea a fost deja extra, ultra, mega folosită, pentru că mi-am luat-o undeva în primele zile când am ajuns acolo. Am stat 10 zile în total în Istanbul. Iar după ce mi-am cumpărat-o, a fost foarte folosită toată ziua. În fiecare zi am luat-o pe ea după mine, poșețica și pe ea în care n-am mai băgat bateria externă, o sticluță cu apă, două, trei chestii așa ce mai aveam nevoie și ce mai cumpăram pe parcurs băgam în ea. Deci pot să spun că ea deja și-a scos banii, dar oricum încă mai va mai fi folosită cu mare, mare drag. Iar ultima, sacoșică, gentuță, să-i spunem cum doriți, de acest gen, este aceasta, care mi-a plăcut mie super tare modelul. Este așa cu o fată cu o cameră și scrie smile pe tot așa un roze din acesta, care vine și cu un porfar din acesta mic atașat. Ele vin cumva la set, porfarul vine așa cu fermoar, iar gentuța tot la fel și ea cu fermoar. V-am spus, am adorat faptul că am găsit genul acesta de sacoșele gentuțe cu fermoar la ei. Mi se par foarte faine, de asta am și scăpat așa puțin la ele și mi-am luat mai multuțe. Iar ea a fost 140 de lire, adică 37 de lei. Dar la fel, materialele foarte faine, astea se curăță super simplu și ușor la mașina de spălat, deci nu-mi fac probleme și nu-mi bat capul din acest punct de vedere. Bun, haideți că nu știu cu ce să mai continui, o să încerc eu cumva să o iau aici așa frumos pe ce mi-am trecut eu pe agenda, ca să fie mai simplu. Iar acolo am niște chestii tip suvenir, să zic așa, cumpărate. Iar întâi de toate, am fost undeva la piciorul, să-i spun așa, podului Bosfor, unde e și moscheia și tot, și am găsit agende din acestea foarte drăguțe. A fost 70 de lire agenda, adică undeva la 18 lei și ceva. Iar ea vine așa cu o copertă din aceasta de lemn foarte faină, cu inițiala și scris Istanbul. Înăuntru nu știu cum e, e așa simplă. Eu am luat-o în ideea de vreau să printez niște poze și să le pun aici, să rămână cumva ca un album foto. Iar în prețul acesta de cumpărare agenda cu 70 de lire, ei îți gravau și numele acolo pe loc cu laser. Și mi-a plăcut super tare ideea asta cu Anca Istanbul și să-mi pun aici poze și de data aceasta, dar și de data trecută când am fost în Istanbul, să-l fac cumva albumul foto pentru Istanbul, pentru că vă dați seama, nu o să o stric, o să scriu pe ea, mai ales că are coperta asta super drăguță și am luat-o în ideea de amintire, dar să-mi pun poze aici înăuntru, să fac album, clar o să fac chestia aceasta. Dacă era doar simplu cu literă și nu grava numele, mi-a plăcut și ideea asta, dar când am văzut că zgravează și numele pe ea, am zis că da, gata, mi-o doresc și eu vreau să am și eu una.
Apoi, de undeva de pe la Galata Tower, și ceea ce m-a uimit foarte tare, că magazinuțele acelea de suveniruri, chiar de pe lângă Galata, erau foarte ieftine, adică mult mai ieftine decât în alte locații, și acolo am dat cumva așa spargerea de suveniruri, să spun, dar nu doar acolo. Și am luat în primul rând trei bookmark-uri din acestea, care îmi plac mie super mult. Am vrut să-mi iau și data trecută când am fost, dar nu mai știu de ce nu mi-am luat. Și mi-am luat mie unul așa pe rost și două să le ofer cadou. Au fost 5 lire, adică 1,33 lei bucata, ceea ce mi s-a părut super tare. Am mai văzut genul acesta de bookmark-uri și prin alte țări pe unde am mai fost, dar scumpe, scumpe. Dar aici, super ieftine. Apoi, ce mai am aici? Am o colecție de magneți. Am zis că nu mi mai cumpăr magneți. Dar ce credeți? Mi-am cumpărat magneți. Bine, nu mi-am mai luat cu moscheele, cu Dolma Bahce, cu bazarul, pentru că pe astea le aveam de data trecută. Mi-am luat așa cu niște imagini cu ceea ce nu aveam, și anume mi-am luat unul cu Galata Tower, unul cu podul și moscheia celebră. Mi-am dorit eu foarte mult să ajung aici, data trecută nu am ajuns. Și unul că era să-l și scap cu tramvaiuțul acesta sau ce este din Taksim și cu strada Taksim. Mi-a plăcut super tare. Am și o poză cu el și data trecută și de acum. Nicio problemă, colecționăm. Iar toți acești trei magneți au fost 10 lire. Asta l-aduc aminte sigur împreună. Adică 2,66 lei. Chiar așa îi vindea un magnet 4 lire, cred, și 3 magneți 10 lire, o chestie de genul. Și dacă tot suntem acum la magneți, dacă am fost iarăși la Cisterne, la Erebatan, data trecută nu mi-am luat magnet, nu știu de ce, mi-am luat acum unul. El a fost mai scump, și ai drept că na, obiectiv turistic, prețurile turistice, adică 7,7 lire, 2 lei, dacă îi transform în banii noștri. Nu sunt deloc scumpe, dar având în vedere că pe 3 am dat 10 lire, pe 1, 7,7, putem să zicem că au fost o idee, să zicem scumpuț. Și e cu o imagine dinăuntru de la Cisterne și cu cele două statui ale medusei. Iar apoi mai am aici brelocuri multe. Am 5 brelocuri de acest gen, toate arată la fel, doar că diferă litera, diferă inițiala. Mi-am luat și mie, am luat să ofer și cadou, 5 lire, adică 1,33 lei bucata, iarăși mi se pare prețul ultra mega wow, ca să spun așa. Apoi, ia să vedem ce mai avem aici. Hai să continui cu partea de produse și make-up ceva, pentru că am aici lângă mine. Stai că acum mi-am dat seama că am uitat ceva la haine, și anume o pereche de colanți. Am găsit chiar înainte să plec o pereche din aceasta de colanți alb, pe care eu îi mai port pe sub fustițe, rochițe. Alb nu aveam, așa că mi-am luat. A fost 25 de lire, adică 7 lei. Mi-aș fi luat eu și crem și negri, doar că negri avea doar 3 sferturi, adică nu mă ajuta, erau mai lungi, iar crem avea doar mărimi foarte mari, care iarăși nu m-a ajutat. Și hai să intrăm la cosmetice, că nu le mai găsesc pe aici pe lângă mine cum le-am pus. Și am aici două sacoșele de la Gratis. Gratis la ei este un magazin tip Drogery Market, cum e la noi, de exemplu, DM-ul. Pot să spun că este DM-ul lor, dar au niște prețuri wow! Și au firme ceva cunoscute, Wet n Wild, Note, Sleek, Rimmel, Maybelline, The Balm, ce mai aveau, te-ați scap acum, Golden Rose. Cei drept nu le au în toate magazinele pe toate, sunt unele care sunt în toate magazinele, iar unele sunt doar în unele magazine. Eu am fost în mai multe magazine gratis și asta s-a întâmplat, avem aici colecție. Hai să încep cu asta, unde e make-up-ul, iar aici sunt alte diverse produse, o să vedeți imediat. Și vă spun că sunt super ieftine și o să vedeți imediat de ce spun lucrurile acestea, cel puțin la cele pe care le avem și noi, pentru că se merită. Adică dacă ajungeți prin Istanbul, chiar vă recomand să treceți pe la Gratis. Eu am așa niște fixuri, știți, Bulgaria cu Lili, acum Istanbulul cu Gratis. Mi-au aminte că am fost data trecută prin Gratis și am întâi de toate aici lângă mine un burete. Bine, el nu vine în husa asta,
L-am pus eu în husă, că încă era un major când am plecat de acolo. Și m-am intrat prima dată la gratis pentru că aveam nevoie de un burete. Am uitat să-mi iau la mine, a fost 7,50 lei, adică 2 lei. Și este super fain. Îmi place că are, m-am văzut după ce l-am luat, are bureței de ăștia clasici băgați prin el și face foarte multă spumă. Deci chiar e super fain și uite să îl duc eu acum în baie pentru că este încă umed să-l pun să se usuce. Apoi, hai să intrăm în toată nebunia de încă o chestie care este tot așa random. Mi-am luat o cutiuță din aceasta de medicamente. Chiar aveam nevoie și căutam să-mi iau de ceva timp una micuță, dar spațioasă în același timp. A fost, cred că, 9 lire, din ce mi-aduc aminte. Dar asta să găsesc eu să vă spun și prețul. 2,40 lei. Și îmi place că are pe ea așa și semne cu prânz, cu seară. În fine, asta a fost o chestie utilă de care aveam nevoie. Make-up. Hai să încep cu Wet n Wild. De la Wet n Wild mi-am luat două chestii. Și anume, mi-am luat această paletă de față, de contouring. Este varianta dulce de lece. Eu, dacă mi-am bine aminte, cred că am mai avut-o în trecut și parcă mi-am aminte că mi-a plăcut. Ori am vrut să-mi o iau, ori am avut-o. Nu mai știu, sincer să fiu. Acum că am găsit-o, am zis să-mi o iau. Iar apoi mi-am luat și paletuța aceasta, Color Icon, care la fel este cu nuanțe așa nude și are și negru și tot ce ai nevoie, în Nude Awakening, se numește nuanța paletei. Avea mai multe. Vine cu 10 farduri, v-am spus, și mate și si de fate. Nu o să stau să le fac acum swatch-uri, că nu o să mai terminăm. Dar au fost în modul următor. Paleta aceasta a fost 62 de lire, adică 16,50 lei. Iar aceasta de contour a fost 37,5 lire, adică 10 lei. Și deja puteți să vă dați seama ce spun legat de prețuri, că sunt mult, dar foarte mult mai mici decât la noi. Și mai am încă două chestii de make-up de la gratis și apoi am două care nu sunt de la gratis. Mi-am luat, dacă tot aveau Golden Rose, mi-am luat un ruj din acesta super fain, într-o nuanță din aceea de roz, de-mi place mie. Este varianta Soft and Matte Creamy Lip Color în nuanța, desigur, dacă o mai găsim și noi, că scria pe undeva, nuanța 110. Iar el a fost, stați că nu-l mai găsesc, unde ești, măi? Ruj Golden Rose, 72 de lire, adică 19 lei, la fel, prețul super bun. Și am găsit și eu în final ceva, ce tot caut de câțiva ani bun de zile. Bine, am mai găsit produsul acesta și prin alte țări pe unde am fost, dar mi s-a părut scumpuț, rău de tot, sinceră să fiu. Și anume, Butter Bronzerul de la Physician Formula. Și de ce spun că mi s-a părut scumpuț în alte țări? Pentru că aici a fost efectiv 89 de lire, adică 24 de lei. Doamne, și vreau să spun că miroase, că miroase tot bagajul, cred că de la el are un miros din acesta, așa, ciocolatiu cumva. Mi-a plăcut super mult. Am zis că gata, ăsta e momentul să mi-l iau și sunt super fericită că l-am găsit la prețul acesta față de alte părți în care, desigur, l-am găsit mult, mult mai scump. Și tot de pe la Galata Tower, de data asta, nu de la gratis, dar le-am pus aici împreună pentru că n-am sunt make-up-ul și să stea împreună, de unde mi-am luat sacoșica cu pisicuță, mi-am mai luat două produse de make-up și anume, mi-am luat o paletă din aceasta de highlightere de la Gabrini în varianta A, se numește, aveau două tipuri de nuanțe și vine așa cu trei highlightere. Super faină și zic super faină pentru că eu am mai avut un highlighter din acesta de la Gabrini, mi-l cumpărasem cred că din Odessa, dacă mi-aduc bine aminte, și a fost super fain, a ținut foarte bine, chiar a fost unul dintre preferatele mele. Iar acum, dacă tot am găsit așa la trio, am zis că să-mi iau trioul acesta și mi-am luat varianta mai deschisă, pentru că cea închisă, na, nu prea mi se potrivea. Iar acesta a fost, asta uitam să vă zic, 55 de lire, adică 15 lei. Și tot acolo am găsit o paletă, Roema Rose Cosmetic, ceva de genul se numește, uite că pe asta scrie și prețul, și este o paletă care cred că a suferit ea niște chestii la mersul cu bagajul, că na, se mai întâmplă chestia aceasta. Dacă se scoate de acolo, în rest n-are nimic. Și este o paletă care, dacă știți, imită Maybelline-ul, desigur, aceea
ceva cu Lemonade, da, cred că fix Lemonade Crazy spune și la Maybelline, a fost 40 de lire, adică, stai că nu o găsesc, 11 lei. Și uite că la astea am și prețul pe spate și cred că și la highlighter scrie, da, și la highlighter. Și am zis că ok, hai că vreau și eu să o încerc și să văd cum este. M-am uitat sincer și eu, pentru că aveau și Maybelline, paleta originală, m-am uitat la ingrediente, au fix aceleași ingrediente, produse și Maybelline-ul și asta, tot în PVC, deci same, chiar mi-a plăcut chestia asta, acum am putut să văd diferențele acestea, dacă există sau nu. Și sincer, eu din ce am văzut pe ingrediente, chiar nu există. Are fix aceleași ingrediente pe care le are și paleta de la Maybelline. Bun, și am terminat cu paleta de make-up de la Gratis și încă un magazin. Hai să începem cu partea, nu se spune apărat cosmetice, dar partea mai parfumată și am aici o sacoșă imensă și o să înțelegeți imediat de ce. Eu v-am mai spus, cred că prin diverse clipuri sau anul trecut când am făcut și clipul din Trabzon, că îmi plac foarte mult aceste ape de colonie ale lor, sunt cumva dezinfectante pentru mâini, nu că sunt cumva, chiar sunt dezinfectante pentru mâini, pe care ei le tot folosesc și le folosesc de nu de acum cu COVID-ul, practic au înainte de masă și după masă și curăță mâinile cu apă din aceasta de colonie de lămâie, varianta lime este varianta originală, și mi-am luat și eu varianta originală, desigur, care este super faină, în sticluță din aceasta de 100 de ml și a fost 10,5 lire, asta însemnând 2,8 lei o asemenea sticluță. Și am așa, cu lime, una, două, trei, așa, patru, hai mă, ce e asta, cinci, stai să le pun lângă că nu mai am loc în șase. Deci am șase sticluțe doar cu lime efectiv. Bine, nu vă gândiți că o să le opresc eu pe toate, o să și dau din ele, dar cel puțin vreo trei cu siguranță rămân la mine. Și mi-am luat pentru că îmi plac super mult, sunt foarte bune, chiar le folosesc, au 24 de luni deschidere, valabilitate de la deschidere, iar așa ca atare au valabilitate până la 6 iunie 2025, deci am tot timpul din lume. Și nu vă gândiți că am terminat cu apele acestea de colonie, v-am spus că aceea este varianta originală cu lime, dar pe lângă varianta originală mai există și cu alte arome, desigur, multe alte arome, am mai ales și eu trei diferite pe lângă, și anume cu lămâie clasică, cu ce mai am aici, cu iasmin desigur, care miroase și ea super fain, și cu Flower Garden, asta nu știu cum miroase, că n-am avut ocazia să o miros, dar na, Flower mi se pare că sună ceva bine. Și la fel, 2,80 lei, adică 10,5 lire. Și tot de acolo, și stați așa să scap eu de pungă, e dezastru acum în spatele meu, mi-am luat și două spray-uri de corp. Gama aceasta B-Beauty este gama gratis, cum e la noi la DM, de exemplu, Ebelinu, așa e și la ei gama aceasta. Astea au 36 de luni valabilitate de la deschidere, dacă nu, valabile până în 5-7-2025. Miros super fain, asta este Floral Dreams, este o variantă florală super drăguță, iar Sheer Love este așa fructat floral și duce cumva într-un spray de corp pe care vi-l mai arătam eu anul trecut că mi l-am luat din Bulgaria și ziceam că duce cumva cu un parfum de la Escada pe care l-am avut eu de mult și mi-a plăcut. Ăsta tot pe acolo merge, au 200 de ml, sper de corp și așa aveam nevoie. Și acum ca preț. Ele, în mod normal, în magazin erau 59 de lire. Nu știu cât vine asta. Asta să găsesc pe aici un preț de 60 de lire apropiat, așa să vă zic. Nu știu, undeva la 15 lei, cam acolo ar fi venit prețul inițial. Dar aveau o ofertă super faină în magazin. Și anume, dacă cumpărai, dacă că în ultimele două zile am prins-o, doar am văzut-o, dacă achiziționai produse de minim 30 de lire de la ei din magazin, ceea ce însemna să zic așa 3 spray-uri din acestea, pentru că era 10,5, puteai să achiziționezi acest spray de corp la doar 26 de lire, deci mai mult decât jumătate din preț redus, 26 de lire, care înseamnă 7 lei, așa că m-a costat
7 lei un asemenea spray de corp în final și cu siguranță să mă bucur de ele pentru că îmi plac super tare. Și uite că am ajuns la jumătate de oră și încă mai avem o groază de vorbit. Bun, hai să trec eu repede la alte chestii pe care le mai am tot așa și o să las chestiile din Duty Free la, la final. Bun, dacă tot am fost pe acolo, cu siguranță am luat portofele, portofelașe și de toate. Am fost pe lângă noi, aveam un magazin din acesta mixi de accesorii, chestii super răuțe și ieftine. Iar aici, iarăși, am portofele și portofelașe. Dar întâi de toate, de la acest mixi, am luat, aveau, o să ziceți că am înnebunit cu semnele de carte, dar stați puțin că o să mai fac și cadou din ele, iar eu vreau să le folosesc și în agenda. Și am 7 asemenea semne de carte de agenda, cum vreți să le spuneți, din lemn. A fost 5 lire bucata, adică 1,33 lei. Mi-am luat și pentru mine, am luat să ofer și cadou, mi se par foarte faine, foarte drăguțe. Nu să zic așa, că sunt și sustenabile, fiind din lemn. Apoi, tot de la Mixi, că iar mai am niște chestii aici luate, că acele semne de carte le-am luat așa într-o zi pe unele, într-o zi pe altele. Mi-am luat 3 portofelașe din acestea așa micuțe, eu le tot folosesc prin poșetă sau le mai folosesc când plec să pun monede din țara respectivă și mi-am luat desigur două cu pișicuțe, foarte drăguțe, și a fost 10 lei acesta, adică 10 lei, doamne, 10 lire, adică 2,66 lei, acestea cu pisicuțe. Și am găsit și unul așa, care poate fi și agățat la geantă, la ce vreți voi, cu două buzunare, unul mai micus și unul mai mare. Acesta a fost 8,50 lire? Nu mă aminte că a fost 7,50 lire. În fine, undeva pe acolo, adică undeva la 2 lei, 2 lei și ceva. Portofelașe pe care la noi, sincer, le-am văzut mult mai scumpe și mai ales dacă mergeți pe chestii din astea turistice, să spun așa, cu siguranță sunt mult mai scumpe. Și aici încă mai am chestii. Bun. Mai am iarăși tot două porfarduri așa tip portofelaș, care mi-au plăcut super mult, pe acestea cu pișicuțe. Poate vi-l arăt și drept. Mi l-am luat mie și este așa cumva catifelicios, să spun. Și avea pisicuțele acestea trei super faine. Și mai am încă unul cu, dacă mi-aduc eu bine aminte, Frida Kahlo. Dar nu știu care e chestia. Au o pasiune pentru ea. Pe acesta l-am luat să îl ofer cadou unei prietene. Și au fugit toate încolo. Și au fost inițial, ele erau 25 de lire. Și când m-am dus la casă domnului, așa mi-a zis că e 25 de lire, l-am întrebat eu dacă am un două, n-a înțeles ce, a văzut după aia că sunt două și mi-a arătat că 50 de lire și nu știu ce mi-a venit mie să-i spun că, da, mersi, nu le mai vreau pe niciunul pentru că am văzut din mai jos mai ieftin o chestie de genul. Și mi-a zis până la urmă că mi le lasă la 40 de lire pe amândouă. 10 lire, ce pot să zic, am salvat două semne de carte. Asta înseamnă că am dat, cât am dat aici, 5,32 lei pe amândouă. Da, cam așa ar veni. Și dacă tot suntem la porfarduri și porfardale, mai am unul cu pisicuțe. Foarte multe pisicuțe, pentru că în Istanbul sunt pisicuțe peste tot. Ei le iubesc, le respectă, le îngrijesc, pisicuțele la ei pot să facă ce vor, ceea ce pe mine m-a bucurat cât am stat pe acolo. Și el este catifelicios, așa și drăguț, nu mai știu, l-am luat dintr-un magazin de undeva de prin bazar și a fost, cred că 10 lire, dacă mi-aduc bine aminte, adică 2,66 lei. Și tot de pe acolo, de prin același magazin, de prin bazar sau ce era, mi-am luat și niște brățări, mi-am găsit una așa cu zodie, foarte drăguță, și ea 10 lire, adică 2,66 lei. Și am mai găsit două brățări așa, una, aceasta mi-am luat-o mie și mi-a plăcut foarte mult că are chestia asta așa tip ceas, iar asta am luat-o pentru iubitul meu. 7,50 lire, adică 2 lei, la noi, dacă știți, sau ați fost prin Mamaia sau pe oriunde pe la munte, cam, cred că vă dați seama ce prețuri au astea și ce prețuri au ei. Iar tot așa, dintr-un magazin de accesorii, că tot intrau fetele și se uitau, mi-am luat și eu un set așa de 3 cerceluși. Sunt din aceștia de poți să-i poți combinați cum vrei sau dacă mai ai o gaură în plus să-i combini cu cerceii tăi. Ăștia au fost mai scumpuți, dar și calitatea lor este una mai bună. 55 de lire, adică 15 lei. Nu este foarte mult.
iar ele chiar păreau foarte ok, închizătoare foarte bună. Ah, bun, haideți că am obosit deja, sinceră să fiu. Ce mi-am mai luat? Mi-am luat tot așa din bazar un ring light din acesta de telefon. El era 40 de lire, dar l-am scos la 35. Nu foarte mare, n-am să zic așa, diferența, dar stați că nu găsesc eu să vă spun exact 35 de 9 lei. Undeva la 9 lei. Și de ce mi-am luat? Că mai am unul de la Jumbo, dar l-am luat pe acesta pentru că acesta se încarcă. Asta mi-a plăcut super mult. Eu l-am băgat puțin la încărcat cât să pot să vă arăt, dar o să-l încarc după aia mai bine. Și are așa 3 trepte de lumini. Și ce îmi place, sincer să fiu, este față de cel de la Jumbo, este mult, mult mai puternic. Iar faptul că se încarcă cu acumulator din acesta, mi-a plăcut foarte tare și am zis că ok, hai să îmi iau unul pentru banii ăștia, cât o ține, o ține, dar mi se pare foarte ok. Bun, stai așa că mai am chestii, nici eu nu mai știu ce mai am. Mi-am luat și niște chestii pentru casă, să zic așa, și anume niște folii din astea de se pun pe perete și am găsit una, era set așa cu Yummy și Coffee, desigur asta cu Yummy nu prea mă pasionează pe mine, dar asta cu Coffee mi-a plăcut. Ele sunt din lemn, ca să știți, sunt din ceva lemn, și asta a fost 10 lire, adică 2 lei 66, acolo ar veni. Și mi-am mai luat una așa cu love, asta a fost 5 lire, am un leu 30, care se poate pune așa în jurul prizei. Eu mă gândeam să o pun în jurul prizei din bucătărie, acolo unde am locul de filmat, dar după aia, când am ajuns acasă, de fapt mi-am dat seama și m-am uitat la priză, că eu am două acolo, nu una, deci nu se pot crește. În schimb, oricum mă gândeam să fac o altă chestie cu ele, că am zis că ori o pun la priză, ori dacă nu, pun cumva o poză aici. Și am luat așa cu o lăbuță de căine, o pisică, ce-o fi, și o să văd, cred că cel mai simplu o fac tip ramă foto și pun o poză. Ele se lipesc de perete cu dublu adeziv din ăsta, că se și află aici în punguță. Și chiar mi s-au părut foarte ieftine și faine, fiind din lemn. Asta m-a uimit, adică 2 lei și ceva, un leu și ceva și sunt făcute din lemn. Iar super fain. Bun, se putea să merg în Turcia și să nu mă întorc cu rahat? Desigur, am aici un box, să spun așa, de 6 cutii, a fost 60 de lire, adică undeva la 16 lei, toate cutiile acestea. Și am rămas și cu niște napolitane pe care mi le luasem eu să le mănânc de acolo, dar n-am apucat să le mănânc, dar știu că sunt super bune, că am mai mâncat din astea când a fost undeva la 6 lire. Deci nu știu cât vine asta, un leu 60, aparent, dar chiar sunt super faine. Și stați că mă uit eu dacă mai am ceva ce am omis din chestiile cumpărate strict, strict de acolo. Aparent nu, cred că v-am arătat cam tot. Și m-am spus prețul în lire și prețul în lei și am făcut eu un calcul și în lei. Ar veni undeva la 580 de lei pe tot, efectiv, ce v-am arătat până acum. Tot, haine, make-up, gentuțe, tot. Dar mai am 3 chestiuțe pe care mi le-am cumpărat și din Duty Free, și anume niște parfumele. Mi l-am luat când m-am dus pe acesta de la Nina Ricci. Pe el nu o să-l desfac pentru că am o altă treabă, așa să spun, cu el. Dar o să vă las poza cu el să vedeți cum arată și l-am luat la doar 30 de euro, ceea ce înseamnă, stați așa că am făcut un calcul în lei, 146 de lei în condițiile în care l-am căutat pe net și varianta aceasta de, cred că 50 de mililitri era asta, da, era undeva la 280 de lei. Așa că am zis că, ok, o să-mi iau, pentru că îmi place super mult cum miroase, cutiuța, sticluța arată și ea super fain, dar el momentan o să rămână nedesfăcut, pentru că v-am spus, am o altă treabă cu ea. Și din Istanbul, cât am stat în Duty Free, mi-am mai luat niște chestiuțe și la fel, mi-am luat un parfum și anume mi l-am luat pe acesta de la Missoni, tot 50 de mililitri, îl aveau la reducere la 15 euro, adică la 73 de lei și pe el o să-l desfac, că pe el îl punem la utilizare. Mi-a plăcut mie că miroase cu un parfum tot de la Escada, v-am spus, am avut o pasiune, cred că la un moment dat în liceu cu Escada, și miroase exact așa, văratic, deci e vară, mie îmi se pare că miroase a vară, este așa cumva floral, o... Și are și sticluța super faină, așa puțin mai orientală, e genul ăla de sticluță pe care chiar vreau să o păstrez. Ei aveau acolo deschis ca tester, cred că varianta de 100 de mililitri,
Dar aceea era foarte mare și bol și chiar când m-am uitat și am zis că e de 50 de mililitri, am zis că ok, super. Vai, doamne, și cum miroase. Deci nu știu să vă descriu, o să încerc să văd dacă îi găsesc arome sau ceva, dar efectiv avară miroase parfumul acesta și este o aromă care mie îmi place super mult, că na, dacă nu-mi plăcea, altfel nu o luam. Și tot de acolo mai am un set de ape de colonie. Deși ar părea că sunt aceeași chestie cu alea sau cu ce mai am eu niște chestii pentru mâini, ei au cumva și în variante foarte mini parfumele. Acestea sunt efectiv parfumele și este o ediție limitată cumva de vară și mi-am luat setul de 5 bucăți a 16 ml are fiecare și a fost 9 euro, adică 44 de lei acest set și o să-l desfac eu să vă arăt și cum arată efectiv o astfel de sticluță. Ia hai să văd, reușesc? Hai că am reușit. Și o să vă spun imediat și aromele, pentru că am văzut și eu după aia pe spate că scrie și aromele. Efectiv așa arată. Toate sticluțele arată așa și diferă eticheta aceasta, bine, desigur, și aroma. Dar mi s-au părut foarte faine, iar astea mi se par geniale pentru travel la 16 ml. Ai parfumul ăsta, ți ajunge și 2 săptămâni, așa că na, am zis că se merită. Și stați așa că nu știu eu unde am găsit, ba, dar hai că știu unde am găsit, dar trebuie să le țin cumva așa invers. Bun, și o să vi le arăt așa cumva. Primul este ambră, ăsta este Gardenia Japanese Sherry Memory Cologne, nu știu ce înseamnă asta, și lavandă. Deci asta ar fi ordinea. Și mi-a plăcut super mult ideea și aromele. Bun, și cred că acesta ar cam fi holul de la Istanbul și nu vreți să vedeți ce dezastru este în spatele meu. Cam astea au fost cumpărăturile de pe acolo. Știam că na, m-am dus cu gândul cu listă pentru anumite chestii, dar na, cu siguranță au apărut și alte chestii pe lângă. Dar știam sigur că au prețurile super mici și că nu o să dau foarte mult pe ceea ce iau. Și m-am întors efectiv, cred că, cu un bagaj. Când mă uitam acum, desfăceam bagajul și le scoteam pe ele. Efectiv ce haine și chestii am avut eu, cred că au fost undeva un sfert din bagaj care s-au ocupat ele. Bun, eu sper că v-a plăcut acest video, sper că v-a și ajutat în cazul în care ajungeți pe acolo în viitorul apropiat, o să spun de apropiat pentru că na, momentan acum e treaba asta cu prețurile foarte scăzute din cauza faptului că e scăzută moneda la ei. Sper că v-a plăcut, poate ați găsit și ceva interesant pe aici și eu vă super mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare la un nou video. Și încerc eu să vină cât de rapid pot vlogurile de acolo. Vă pup, să aveți o zi, o seară minunată. Pa, pa!